Tot mai mulți giurgiuveni se plâng de faptul că facturile din luna decembrie la agentul termic au fost foarte mari în comparație cu cele din alte luni. Deși prețul la megawatt este mai mic decât cel de anul trecut, facturile au ajuns să depășească sumele de 1000 de lei pentru că facturarea s-a făcut pe 37 de zile. Aș vrea să spun înainte că prețul la megawatt anul ăsta e mai mic față de cel de anul trecut. Asta punând întrebări mult mai multe de către consumatori, știind că prețul s-a micșorat față de anul trecut și facturile au crescut. Pentru luna decembrie, că aici avem în discuție facturile foarte mari, cauzele care au dus la facturare, la facturi mari, sunt multiple, de care aș vrea să enumăr 3. În primul rând, facturarea s-a făcut pentru mai multe zile, pentru că a trebuit să închidem anul, și facturarea s-a făcut pentru 37 de zile, deci față de 31 cât avea decembrie, s-a facturat încă 4 zile din noiembrie, pentru că citirea s-a făcut cu 4 zile în noiembrie mai devreme și s-a facturat și încă 2 zile din 1 și 2, unde a fost libere, din ianuarie 2024. În al doilea rând, temperatura medie pe noiembrie 2023 a fost de 7,3 grade Celsius, în decembrie a fost de 5,5 grade. Deci un ecart de 2 grade, care bineînțeles înseamnă căldură mult mai mult în locuință. Și nu în ultimul rând, debranșări sau apartamente nelocuite, și aici la apartamente nelocuite aș vrea să punctez faptul că foarte multe ANL-uri și locuințe sociale care ar trebui să fie locuite și încălzite în același timp sunt goale. Sorin Cepraga spune că modalitatea de plată a sumelor prevăzute este înscrisă pe factură. Mai exact, consumatorul are la dispoziție 15 zile de la facturare prin contract, la care se mai adaugă alte 30 de zile prevăzute de reglementările ANRE prin contractul cadru, așa numită perioadă de grație, în cadrul căreia nu se percep penalități. Pentru că astfel de facturi reprezintă o povară pentru utilizatori, Consiliul de Administrație al societății vine cu o facilitate privind plata valorilor înregistrate. Considerând că aceste facturi pentru anumite utilizatori, consumatori, e o povară, vom cere în cursul lunii, la începutul lunii februarie, în Consiliul de Administrație, o aprobare pentru posibilitatea de plată a facturilor eșalonată pentru 4 luni, fără plata penalităților pentru facturile mai mari de 1000 de lei. Și în același timp vom cere și aprobarea de plată eșalonată pe o perioadă de 6 luni pentru celelalte facturi, bineînțeles cu calculul penalităților, dar ne întocmind dosare de executare către executorii din oraș. Potrivit lui Sorin Cepraga, facturile care depășesc suma de 1000 de lei sunt în proporție de maximum 10% din totalul facturilor emise. Cele mai multe situații se întâlnesc în blocurile unde există branșate la agentul termic două sau maximum 3 apartamente.